Haideți să lăudăm numele Domnului prin cântarea Inima mea vrea să-ți cânte. În fiecare zi tu mi-a adus bucurie și atâta plinătate. Cum n-am putut gândi, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și tot ce însemn în viața mea. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat și pentru că mi-ai umplut inima. Când vin oși cumplite, valuri și ispite, doar tu ești adăpost, dragoste și fericire, pace și iubire. Ești în viața mea, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce însemn în viața mea. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat și pentru tot ce ai umplut inima. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce însemn în viața mea. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat și pentru că mi-ai umplut inima. Amin. Cântarea care am cântat-o spune că vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Așa ca pentru rugăciunea aceasta să citim Psalmul 147, versetul 1, care spune felul următor: lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să lăudăm. Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and praise is beautiful. Îmi place așa de frumos cum sună în limba engleză, că este plăcut și lauda este frumoasă. Haideți așa cum stăm în picioare să mergem înaintea lui Dumnezeu și să îi cerem ca să ne ajute ca everything that we do here tonight să fie spre lauda Lui. Whether we sing, whether we preach, whether we just pray, everything to be for God's glory and God's glory alone. Și chemarea noastră este ca să-L lăudăm pe Dumnezeu. Atât de frumos, prima dată când l-am citit numai românește și mi-a zburat parcă privirea peste versetul în limba engleză: for it is pleasant and praise is beautiful. Așa cum stăm în picioare să ne rugăm. As we stand, let's pray. Doamne, venim înaintea Ta, Doamne, și binecuvântăm numele Tău, Doamne. Glorify above anything and everything, because you are God.
călăuzirea ta peste el, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că ai milă de el, Doamne, îți mulțumim și ne cuvintează, Doamne, să mă zic, place de chitară, Doamne, să simți, as you lift the church in worship, Doamne, lasă Dumnezeu, your Holy Spirit upon you, Doamne, și lasă ca călăuzirea tot ce face aici, Doamne, să fie spre gloria și onoarea Lui de Tău, Doamne, îți mulțumim, Dumnezeu, că și Tu, Doamne, nu ne lași, Doamne, you never leave us, Doamne, totdeauna te îndure, Doamne, ne binecuvintezi, Doamne, și Dumnezeu ne lași, Doamne, cercetarea Ta peste, Doamne, ne închinăm și îți mulțumim, Dumnezeu, pentru că ești viu și adevărat, Doamne, pentru că ești Tatăl nostru, Doamne, și te slăvim și te binecuvântăm, Doamne, pentru că ai milă de noi, Doamne, îți mulțumim și te lăudăm, Doamne, și te glorificăm. Să slăim pe Dumnezeu pentru o cântare, după aceea voi citi textul pentru următoarea rugăciune. Să lăudăm numele Domnului prin cântarea Te n-ai fi Tu de partea noastră. Te n-ai fi Tu de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt, am fi o formă fără viață, rătăcitoare pe pământ. De n-ai fi Tu de partea noastră, a fi ca praful luat de vânt, a fi o formă fără viață, rătăcitoare pe pământ. Dar noi venim cu toți la Tine și tot ce avem îți stăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. Îngenunchem și ne smerim, dar noi venim cu toți la Tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. Îngenunchem și ne smerim, noi n-avem nicio meritată, e harul Tău că există. Iisus, Tu nu ne-ai dat viață și toată ce este datoră, dar noi venim și meritată, e harul Tău că există. Iisuse, Tu ne-ai dat viață și toate ție-ți datoră, dar noi venim cu toți la Tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. Îngenunchem și ne smerim, dar noi venim cu toți la Tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. Îngenunchem și ne smerim.
Mă uitam la vremea de afară și m-am gândit, what a beautiful day. Cum conduceam înspre biserică, it was 84 degrees and sunny and it's Portland. De obicei plouă aici de îngroapă prin octombrie, noiembrie, but Dumnezeu binecuvânta, it was such a wonderful day și nu mă mir că sunt mai puțin în biserică în seara asta. Poate câteva la se poate să stea acasă sau să to enjoy the beautiful weather. De obicei când vin ploile, parcă vine lumea la biserică mai des. Mă amintesc când eram copil și era la biserică de țară, că vara era foarte puțin la biserică. Cum venea toamna și nu mai era așa mult de lucru la câmp și iarna, parcă venea, era plină biserica. Așa că Dumnezeu să aducă din nou ploaie. Nu, Dumnezeu aduce ploaie la vremea Lui. God knows when we need rain. Dar așa că Dumnezeu să aducă ploaie Duhului Său ce sunt peste noi. Rugăciunea pe care aș vrea să o facem aș fi să fie din Psalmul 51, care spune în felul următor, Psalmul 51 cu versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge-mi fără de legile. Și versiunea englezească spune în felul următor, Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Aș vrea ca rugăciunea pe care o facem următoarea să mergem înaintea lui Dumnezeu și să îl rugăm ca să ne spele de greșelile noastre. Spune aici că spală-mă după îndurarea ta, șterge fără de legile mele. Când odată acasă am vărsat cafea pe carpet și știți că cafea o iasă foarte greu din carpet când o verzi și am cumpărat o soluție pe care nu mai știu cum îi spun, știi că e în cutie, într-o bottle roșie și spune acolo că să dai și să îmbibi carpetul cu acea soluție și după aceea to blot out, să-l freci carpetul așa până iasă afară mizeria. Și m-am gândit aici când citeam, poate că și Dumnezeu de multe ori în viața noastră când am păcătuit sau am greșit și nu ne mărturisim, vine și poate ne freacă un pic ca să scoate din noi, din murdăria sau mizeria din noi. Și poate câteodată e painful când Dumnezeu lucrează în viața noastră. Dar știu că Dumnezeu vrea să ne curățească. He wants to cleanse us, to make us clean so we can come before Him. So we can bow down and worship Him in His presence and the way He wants us to worship Him. De multe ori încercăm să ne închinăm, cum spunea așa dimineață, în felul în care Dumnezeu ne place, dar Dumnezeu dorește ca să mergem cu inimile sincere înaintea Lui. Cu inimile și dacă suntem broken, dacă suntem căzuți, avem un Dumnezeu care își întinde mâna și ne ridică în picioare. Avem Dumnezeu care chiar dacă trebuie să ne frece un pic, să ne scoate în noi necazul și să ne scoate în noi un pic murdăria, avem Dumnezeu care ne face mai alb decât zăpada și ne curățește. Aș dori ca în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi. Și chiar dacă un pic trebuie să ne frece, să scoată mizeria din noi, aș vrea ca Dumnezeu să fie gentle with us. Să fie un pic finuț, you know, când de obicei când curăț eu carpetul, îl curăț puțin mai dur decât îl curăț aura, soția mea. Așa că Dumnezeu poate to show His gentle kindness, bunătatea Lui față de noi. Când păcătuim, să nu ne scuturi așa de tare, ci să aibă milă de noi. Și noi la rândul nostru să avem milă unii față de alții. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care are milă, se îndură de noi și cum spune cuvântul Lui, știe că suntem carne păcătoasă, știe că greșim, dar El ne curățește ca să putem sta în picioare în prezența Lui prin sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și acum stăm în picioare să ne rugăm în acest sens. Înaintea ta, Dumnezeul nostru, Doamne, și vrem să binecuvântăm numele Tău, Doamne.
dori să ocupăm locurile, să dăm slavă lui Dumnezeu printr-o cântare. După această cântare o să livri pe fraptele Septie să ne aducă un demn pentru următoarea rugăciune. Cântare, zidește în mine o inimă curată. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou, statornic, Dumnezeule. De la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii ta, umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeul meu, și pune în mine un duh nou, statornic, Dumnezeule. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii-n dar, umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii-n dar, umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta puteți să fim în casa Lui și este un har minunat care Dumnezeu l-a lăsat peste noi. Aș vrea ca să venim înaintea lui Dumnezeu în următoarea rugăciune și să ne rugăm din toată inima. Și vedem că Domnul Iisus, unul dintre, să spunem așa, geaburile Domnului Iisus Hristos, a fost ca să fie preot, să fie preot mare. Și care e geabul a preotului? Ce trebuie să facă preotul? Și preotul trebuie să aducă jertfă înaintea Domnului și să ierte, să aducă iertare. Și asta a făcut Domnul Iisus, ne-a adus iertare, ne-a adus mântuire. Și vedeți, Domnul Iisus trebuia să fie pe deplin om, fără păcat și dumnezeiesc. Deci trebuia să fie om, fără păcat, dar pe deplin Dumnezeu. Și lucrul acesta s-a întâmplat în ceva ce nu s-a întâmplat niciodată. Vedem când Fecioara Maria a născut pe Domnul Iisus, vedem că singurul mod în care Dumnezeu, în care Domnul Iisus putea să fie om, era să fie născut din femeie. Asta a fost singurul mod.
Și după aia vedem că singurul mod în care Domnul Iisus putea să fie fără păcat era să fie zămislit de la Duhul Sfânt. Și vedem că singurul mod în care Domnul Iisus putea să fie dumnezeiesc este ca să aibă pe Tatăl ca Dumnezeu. Și aș vrea în această rugăciune, deși Cristi, am făcut o rugăciune pentru mărturisire, pentru păcate, aș vrea ca să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul să ne ierte păcatele. Aș vrea ca să ne rugăm pentru tinerii bisericii. Este o seară de tineret. It's a youth night. And I see the benches are empty. And it hurts me because I talk to a lot of youth and I'm teenager too, and I tell the youth, I'm like, you know, come to prayer, come to the house of the Lord. And they say, well, I don't understand the cântări care cântă din harfă. I don't understand what they're doing. And it's a youth night at church and they still don't come. And I ask myself, why? Why is this? And, you know, I was in that position too, and I know what they're going through. I know why they don't come to the house of the Lord. It's simple. It's because they don't love God. It's nothing else. Tinerii nu vin la biserică pentru că nu-L iubesc pe Dumnezeu. That's how it is. That's how it was for me. Așa e pentru toată lumea. Dacă ei îl iubesc pe Dumnezeu, ei o să vină la casa. Nu vin tinerii la biserică și zice că nu, I don't understand, că nu înțeleg, că nu știu ce, nu. Tinerii nu vin la biserică pentru că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Și prin rugăciunea dumneavoastră, Dumnezeu poate să întoarcă tinerii la rugăciune, să întoarcă tinerii la biserică. Când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să cerem puterea Duhului Sfânt. Căci numai puterea Duhului Sfânt întoarce tinerii în biserică. Și vedeți, frați și surori, de multe ori spunem că Duhul Sfânt este o putere. Și aș vrea să vă spun, Duhul Sfânt este o persoană, dar nu omenească, este o persoană divină, o persoană din cer, care are putere. Și această persoană poate să întoarcă tinerii la biserică, poate să pună din nou dragostea în tineri. Dumnezeu niciodată nu face de rușine pe cineva. El face de rușine pe cei care îl părăsesc, cel care they don't acknowledge God as a God. El face de rușine pe cei care nu cred. Dar Dumnezeu niciodată nu face de rușine pe un păcătos care se întoarce la El. Dumnezeu nu spune, ok, te-ai întors la mine, acum hai să mă uit câte păcate ai făcut și să te pedepsesc. Nu, Dumnezeu nu face niciodată așa. Și aș vrea în această rugăciune, frați și surori, știu că dumneavoastră aveți multe probleme, multe necazuri și e ok să avem probleme și necazuri, pentru că așa scrie cuvântul Dumnezeu în Psalmul 34, spune căci de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Dar în această rugăciune aș vrea să facem o rugăciune specială pentru tineri, să strigăm lui Dumnezeu pentru tineri, ca Dumnezeu să-i întoarcă la ei. Frați și surori, un pic de sinceritate, un pic de, just a little bit of honesty with God, and God can turn people to Him. That's all it takes, a little bit of honesty, because când suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu, când spunem adevărul, asta ne face pe noi să ne deschidem inima. Vedem, Samson spune acolo cuvântul că și-a deschis toată inima în fața lui Dalila. Când și-a deschis-o? Zice, când i-a spus adevărul, când i-a spus unde a fost puterea. Și spune că Dalila o știu, zice că haideți acum că și-a deschis toată inima la mine. Când spunem adevărul lui Dumnezeu, când suntem sinceri, when we are honest with God, that's when we open up our hearts. And și haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea ca în rugăciunea aceasta să ne plecăm pe genunchi. Frați și surori, nu este imposibil ca să vină mai mulți tineri în biserică. Nu este imposibil. Nu vă gândiți acum că
You know, sunt multe probleme și sunt multe de astea. Vedem că Domnul Iisus a lucrat prin Gedeon cu 300 de oameni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Zaharia, capitolul 4, cu versetul 6, spune acolo că nu prin tăria voastră sau prin puterea voastră, ci prin Duhul Sfânt. Dumnezeu poate să întoarcă tinerii prin Duhul Sfânt, dar noi avem această... We have a duty to pray for them, ca Dumnezeu să-i întoarcă. Și haideți să ne plecăm pe genunchi și cu gândurile acestea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca El să întoarcă tinerii la biserică. Amin.
Să ocupăm locurile. Pentru următoarea rugăciune aș vrea să citesc din Psalmul 51 și voi face o rugăciune pentru cauze după aceea. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta cea mare, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legere, scapă-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în judecată și fără vină. Iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Amin. Poate câteodată Dumnezeul nostru ne mai zdrobește oasele noastre și trecem prin încercări și prin dureri și aș vrea ca Dumnezeu care zdrobește oasele să fie același Dumnezeu care le și le pune înapoi împreună. Mă gândeam așa cum stăteam aici la închinarea noastră, cum programele pe care le avem noi în general, cum sunt structurate ele și poate că am mai spus în biserică și poate că din dumneavoastră sunt care cunosc acest lucru. Programele noastre în general sunt foarte asemănătoare cu programele puritanilor din anii 1600-1700, când ei au decis după cuvântul lui Dumnezeu și după cum au înțeles ei ca să fie un îndemn la rugăciune, o rugăciune, o cântare, un îndemn la rugăciune, o rugăciune și o cântare. Și cei care am crescut în România, pentecostalismul a venit de fapt din America, a venit către români. Și știu că Dumnezeu lucrează printre noi. Dumnezeu și este, ce puțin pentru mine personal, este refreshing să aud cuvântul lui Dumnezeu înainte de rugăciune. Este refreshing să știu că Dumnezeu poate să vorbească și de multe ori în timpul când vorbește cineva sau în timpul ce aduce un îndemn ca Septie sau altcineva sau fratele Cornel pentru rugăciune, parcă Dumnezeu îmi vorbește și parcă îmi pune în cuvinte cum trebuie să mă rog. Poate mă gândeam într-un fel sau altul, Dumnezeu este Dumnezeu care folosește cuvântul Lui să ne pună într-o stare după voia Lui ca să ne putem ruga. Deci de multe ori poate suntem așa de gândiți de ce se întâmplă în jurul nostru, suntem așa de gândiți de lumea din afară, suntem așa de gândiți de problemele noastre, poate de bucurii, necazuri, că începem mâine din nou să mergem la job, că s-a terminat the weekend și poate nu ne putem concentra neapărat la rugăciune și totuși când citim cuvântul lui Dumnezeu, parcă puțin, puțin atenția noastră se îndreaptă spre Dumnezeu. Și aș dori că în această seară atenția noastră să se îndrepte mai mult spre Dumnezeu, pentru că și de la Dumnezeu vine vindecare, de la Dumnezeu vine scăpare, de la Dumnezeu vine izbăvirea noastră. Noi, cum se spunea și azi dimineață, we are nothing without God. Suntem nimic fără Dumnezeu. Cântam cântarea asta, prima cântare cred că care am cântat-o această seară, căci de n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt. Aici în America nu este așa mult praf. Dar știu că era copil în România, că mai ales la țară, la farm unde erau bunicii mei, era praf și când bătea vântul se ridica praful până sus și când cânt această cântare vine în minte cum era luat praful și dus pe uliță, pe sat. Și într-adevăr, dacă puneai un fir de praf într-un loc și venea vântul, ducea în altă parte și nu-l mai găseai niciodată, pentru că așa de mic era. În ochii oamenilor din jurul nostru, we are so small, dar în ochii lui Dumnezeu, we are big. Pentru că Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu în lume să moară pentru noi, for me and you. Și pentru noi, chiar dacă suntem a speck of dust, Dumnezeu vede acel grăunte de praf care suntem și ne-a luat și ne-a eliberat. Și pentru noi care nu suntem cine știu, poate oameni învățați sau poate oameni înțelepți sau whatever we are, nu suntem niște oameni deosebiți, să spun în felul lumesc. Avem un Dumnezeu care ne face deosebiți
pentru că suntem copiii Lui. Avem un Dumnezeu care ne ascultă rugăciunile noastre. Eu personal pot să spun că și dacă aș crede că Dumnezeu nu mi-ar asculta rugăciunea, I would never pray. I would never pray if I thought that God would not answer my prayer. Dacă aș crede că Dumnezeu nu mă ascultă, nu m-aș ruga niciodată. Și nu mă mir că oamenii din lume nu se roagă. Dar pentru că știu că Dumnezeu ascultă în primul rând și răspunde la rugăciunea mea, I pray. Și chiar dacă câteodată rugăciunea mea nu este ascultată imediat. Mi-amintesc când I got laid off în 2009. Și m-a rugat lui Dumnezeu 2 ani de zile. 2 ani, that's a very long time pentru mine. Să mă rog pentru același lucru. De obicei, mă rog poate o săptămână, două, o lună și Dumnezeu răspunde. Dar să te rogi pentru un lucru 2 ani de zile și să vezi că totul se închide înaintea ta, este un lucru greu să-l înghițim ca și creștini. De ce? Cum am spus în biserică, pentru că avem un Dumnezeu care știm că poate. Știm că poate. Dar în același timp avem un Dumnezeu care lucrează în viața noastră. Și prin încercarea prin care trecem, prin durerile prin care suntem, Dumnezeu vrea să-și arate mila și îndurarea față de noi. Poate că într-un fel sau altul am văzut pe frați și pe surori într-o modalitate sau alta. Atunci când trecem prin încercări și când trecem prin anumite probleme, când mergem prin vale, ne uităm în sus, la dealuri. Când suntem sus, ne uităm în jos, în vale. Dar când suntem în vale, Dumnezeu ne îndreaptă privirile spre sus. Și atunci vedem pe cei din jurul nostru poate mai înalți decât noi, mai bine decât noi și vedem că de fapt nu suntem cu nimic mai bun decât cel din jurul nostru. Ci este mila și îndurarea lui Dumnezeu care se arată față de noi. Și dacă cumva în aceste zile dumneavoastră nu treceți prin încercare, nu este că sunteți mai buni sau suntem mai buni decât alții. Este mila și îndurarea lui Dumnezeu căci nu ne-a trecut în această vreme prin încercare. Pentru cei care sunt prin încercare, toată lumea trece prin încercare. Unii trec prin încercări mai grele decât alții. Dar știm că Dumnezeul nostru face ca sufletul nostru să devină frumos în încercare. Inima noastră să devină mai bună în încercare. Părerea noastră despre noi să se coboare un pic și rugăciunea noastră să fie mai fierbinte către Dumnezeu. Și am mai spus în biserică și eu mă spun și voi continua să spun, timpul acela când am stat acasă 2 ani de zile a fost timpul când m-am apropiat cel mai mult de Dumnezeu. A fost timpul în care Dumnezeu mi-a vorbit în durere și poate nu l-am auzit și poate n-am vrut să-l aud ce vrea să spună, dar am învățat o lecție pe care o știu foarte bine și care de multe ori când citesc, on a monthly basis citesc the unemployment numbers. Mă uit la câți oameni au fost dați afară și câți oameni au fost angajați. Și poate acest lucru va sta cu mine până în ziua că vom intra în mormânt. Pentru că ceea ce trecem în viața noastră afectează viața noastră. Și mă gândesc la cei care au fost laid off acum săptămâna trecută, nu știu câte sute de mii au fost dați afară, dacă ne uităm la labor numbers, deși unemployment arată că e sub 6%, totuși să vă gândiți dacă aș fi eu unul dintre cei 600 de mii care au fost dați afară. You know, when we look at numbers, we say, oh, it's 600,000, no big deal. Dar dacă ne uităm și dacă noi suntem unul din cei 600 de mii, it's a very big deal. De aceea aș dori ca în rugăciunea noastră să mergem să ne rugăm pentru cei care au nevoie de geaburi. Ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ca Dumnezeu să le deschidă porți și dacă Dumnezeu să le închide o ușă, să le deschide o fereastră. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ridice pentru cei care trec prin boli fizice, cei care sunt acasă, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde sunt și să se atingă de trupurile lor. Și să-i vindece, pentru că Dumnezeu este Cel care a creat trupurile noastre. El a creat
Tot ceea ce este noi, all the bones, muscles, everything, every single organ that we have, Dumnezeu este cel care le-a pus împreună in such a way for all things to function perfectly. Mă gândeam când am făcut, când ne facem analizele medicale, vă dați seama că doctor, usually there is a range like for cholesterol și pentru glicerină și pentru everything, și we are very happy când totul pică within the range. Când ceva pică outside the range, imediat deja parcă the bells go off. Și de multe ori când mai vorbesc și cu părinții mei sau cu Aura, cu soția mea, zic, știți ce dreptate a avut Satana când i-a spus la Dumnezeu? Zice, ce nu dă omul pentru pielea lui? We would spend all the money that we have just to get well. Am cheltuit, am vinde casă, am vinde mașină și am trăit poate într-un cort, numai să fim sănătoși, dacă cumva este o cure for ceea ce suntem. Dar avem un Dumnezeu care has the cure for everything. De aceea aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare, let's stand, și să mergem înaintea lui Dumnezeu cu credință, căci în primul rând Dumnezeu ascultă, în primul rând aude rugăciunea noastră. Ilie râdea de preoții lui Baal și Astartei și îi spunea, strigați mai tare căci poate Dumnezeu vostru e plecat în călătorie pe undeva sau poate că doarme. Vreau să spun că Dumnezeu nostru nu doarme și nici nu e plecat în călătorie. Și Dumnezeu este atotputernic, atotprezent, He's everywhere at the same time. Și chiar dacă nu îl simțim aproape, chiar dacă cumva ne rugăm și nu ni se pare că Dumnezeu ne ascultă, vă spun, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, că și Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră. Știți de ce? Pentru că suntem copiii Lui. Dumneavoastră care aveți copii, dacă vine un copil la dumneavoastră și e necaz, care dintre dumneavoastră îi întoarce spatele? Would any of you turn your back towards your children? Dacă noi, cum spune Biblia, dacă noi care suntem răi, știm să dăm darul bunei copilor noștri, cu cât mai mult Dumnezeu nostru care ești în ceruri. El care a dat pe singurul Său Fiu care să moară pentru noi, pe jertfa din Calvar, de aceea aș dori cu credință să mergem înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu avem geaburi, să cerem geaburi. Dacă nu avem sănătate, să cerem sănătate. Dacă cumva copiii, cum a spus Septi, nu mai vin la biserică, să cerem ca Dumnezeu să-i aducă în casa lui. Dacă cumva s-a depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu să-i apropie mai mult de el. Și știu că și Dumnezeu lucrează. Dacă aș dori să aducem cauzele noastre cu voce tare, dacă le putem, frații și surorile. Amin. Este toată cauza. Dacă nu, cine are cazul prin ridicare de mână? Vreau ca Dumnezeu să fie Dumnezeu care ascultă rugăciunile noastre. Aș vrea să cântăm o cântare în sensul acesta și după aceea, așa cum stăm în picioare, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să lăudăm numele Domnului prin cântarea Jos la picioarele ți stau. Jos la picioarele stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Jos la picioarele stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat.
Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchezi la tronul tău. Copleșit de uimire scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchezi la tronul tău. Copleșit de uimire scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Jos la picioarele stau adânc pe cap, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchezi la tronul tău. Copleșit de uimire scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Amin. Ce vreau să ne rugăm? Doamne, venim înaintea ta.
Să ocupăm locurile. La rugăciunea de cauză, de fapt, aș fi vrut să citesc din Psalmul 91, dar s-a scris Biblia la 51 și era 1-1 și m-am încurcat și am citit în 51 în loc de 91. Dar Dumnezeu, totuși știu că ești Dumnezeu care ne inspiră și voința și lucrarea, cum cântam azi dimineață. Vreau să vă spun din nou welcome tuturor care a venit în această seară la biserică și Dumnezeu să binecuvinteze efortul dumneavoastră că ați venit aici. Și că Dumnezeu va binecuvânta și ne va răsplăti pentru orice ce face pentru El. Într-adevăr, mântuirea și salvarea nu o primim prin ceea ce facem, ci este darul lui Dumnezeu. Dar pentru tot ceea ce facem, noi ne exprimăm dragostea față de Dumnezeu. Și cum spunea Septi, într-adevăr, dacă ai dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu, faci lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă ai dragoste de a veni la casa lui Dumnezeu, vii la casa lui Dumnezeu. Dar știm și vreau să mulțumesc că tuturor care au avut dragoste în această seară să vină în casa lui Dumnezeu. În continuare, aș dori să cântăm o cântare spre lauda lui Dumnezeu. În timpul acestei cântări se face și strângerea de daruri. După această cântare, în comun, rog copiii să laude pe Dumnezeu cu o cântare. Și după cântarea copiilor, vom asculta cuvântul lui Dumnezeu vestit pe fratele David. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să înalțe o sanare către Tine cel mai mare Dumnezeu. Inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să înalțe o sanare către Tine cel mai mare Dumnezeu. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să înalțe o sanare către Tine cel mai mare Dumnezeu. O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să-nalțe o sanare către Tine cel mai mare Dumnezeu.
Hey, Pace. If you guys could stand while we read the word. If you have a Bible, turn in it to Luke chapter 15. Verse 1. Says, now the tax collectors and sinners were all drawing near to him, Jesus. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, this man receives sinners and eats with them. Let's pray. Father, we quiet our minds before you right now. God, we need truth. Lord, our minds play tricks on us. We believe lies. We doubt. We fear.
We are surrounded in a world that is constantly shifting, in a world that is in flux, and we need stability, and we need your truth. God, we submit ourselves to your word. For Jesus, you said that your word is truth. Jesus, there is no greater story in human history than you. There is no greater person in human history than you. For you are the God-man. So Jesus, we look to you for guidance in this life. We look to you for stability. And Jesus, as your word says, Lord, as the prophet Samuel said, Lord, we pray that you would speak to us, for your servants are listening. In your name we pray. Amen. You guys can have a seat. So we read a couple of verses here, a little bit about what Jesus did when he was here on earth a couple thousand years ago. And he ruffled a lot of feathers. He did a lot of things that people didn't like. And some of those people that didn't like Jesus were the pastors of Israel. And Jesus would do things that a lot of people had issues with. And one of those was that he would associate with himself in such a way where he was reaching out and interacting with common people, people like you and I. He would associate himself with anybody and everybody. He would interact with all levels of society. And in his time, when he came, the pastors of Israel were very prideful, and they did not think it was their duty or responsibility to reach out to those who were in need of truth. And Jesus comes on the scene, and he is a teacher of the law. He's a teacher of the Bible. And he reaches out to those who need truth, to those who need help. Jesus interacts with people who are in need. And the teachers of the law did not like this. And so Jesus, in this situation, he's eating with people who are not followers of God. He's interacting with them, and he's learning about their lives. He's talking to them. He's with them, and he's not sinning with them. Jesus lived a completely righteous life, but he's with them, and he's eating with them. And the teachers in that day, they couldn't stand this. They couldn't handle that Jesus would do this, and yet at the same time, Jesus would preach about the kingdom of God, and Jesus would preach about God's heart for humanity. And so what Jesus would often do in situations like this is he would use these moments, these very tense moments, as teaching opportunities. And Jesus taught a lot. He used a style of teaching known as parables. And parables are simply earthly stories with spiritual meaning. And they're stories that he makes up in the moment, so to speak, and it communicates spiritual truths into the lives of those people who are listening, and it's very applicable to exactly what's going on here. And Jesus he's getting at the heart of the issue, because here's these teachers, here's these pastors of Israel, and they are mad that Jesus is with people who are not followers of God. How could you do this? How could you do this? And Jesus begins to, he goes into these parables, and he's talking about the kingdom of God. And he's telling the teachers of Israel and everyone who was there, he's teaching them about God's heart for humanity and what the kingdom of God really is.
And he's showing that these pastors and these teachers of Israel had a misconception of what God's heart was for humanity. They were very self-focused, and they thought that they were like the elite, and that God had only they could have a relationship with God, and that everyone else who wasn't an Israelite was less than human. And a very distorted worldview and a very distorted view of what God's heart is for humanity. And so Jesus, he goes into these parables, and we're going to skip down to verse 11. He goes into this parable, and some of you guys may have heard of it. It's in your Bibles, there might be a title. It's called The Parable of the Prodigal Son. And I think that's kind of misleading. I think the titles in the Bible are not divinely inspired. The words are like the text, but when you see like titles above certain sections, those are things that were put there 1,000 years ago and they thought it would be helpful. Those are not like the word of God, so they're up for, sometimes you can, you know, they're up for interpretation. But the title here, I really think it should be the parable of the two sons. And he uses this story, and we're going to read it, and he uses this story to communicate God's heart for humanity, and it's really interesting how he goes about it. And we're just going to start reading. Verse 11 says, and Jesus said, there was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of my property that is coming to me. And he divided his property between them. So in this parable, the man here, the father of these two sons, the father represents God. And Jesus is going to show here relationship of the father to his two sons. And the sons represent humanity. It represents you and I. Represents humans, the human race. And there's a distinction here between these two sons. And the significance here is that the younger son, he asks for the father's inheritance. And that was not a normal thing. And it's kind of still not a normal thing to, like, for a son to ask for a father's inheritance before the father is dead. That's awkward. And that can be insulting. And in this case, it is. The son he's frustrated. And he wants something that he feels like God, or that the father is withholding from him. He wants something more. And he's frustrated, he's angry, and he's coming to the father, and he's insulting it. He's basically telling the father, I wish you were dead. So give me my inheritance now. And the father, he does. He divides the property between them. And what's interesting here is that, of course, in the parable, the father represents God, is that the father actually allows the son to make this decision. He allows the son to have this inheritance. And what that communicates is that God is immensely respectful of the free will he's given humans. In Genesis, the story of creation shows that humans were created in the image of God. We were given intellect, we were given the ability to reason, to think freely, to make decisions whether or not we would serve God or to serve ourselves, to become our own gods. And if you read the story in Genesis 3, the first humans didn't do a good job of serving God. They decided to become their own gods and determine what was right and wrong for themselves. And here we are today. There's a little window here into God's heart. He respects so much the free will that is within us to decide whether or not we are going to follow God or if we're going to follow after our own desires here. Let's keep reading in verse 13. It says, not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property
and reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. The son, he leaves the father because he feels like he's being trapped. He feels like when he's in this relationship with the father has authority over him. He has to submit to the father. He's in this relationship where the father has this degree of authority over the son. And the son feels that he's not truly free. And so he decides to come out from underneath that guidance and authority and that love of the father to be truly free in his mind. He thinks that he can be more free if he were to do things on his own, and that he could be in a better situation. He felt like he was in bondage to the father. And so he takes all of this money and he leaves, and he spends it in reckless living. It doesn't take much work in our imaginations to think of what reckless living looks like. Just turn on TV for like 10 seconds. You know, it's pretty obvious what reckless living would look like. And he squanders all of his money. And it's interesting that he ends up in a place of more bondage. He ends up in a place where he is less free, so to speak, than he was when he was with the father. And he feels unsatisfied. He felt unsatisfied when he was with the father, and now he feels unsatisfied away from the father. And he's doing all of the things that he wants to do. I mean, think about, read between the lines here. The son must have imagined all of the fun things he could do away from the father. And he goes and does all of these things, and it says he began to be in need. Let's keep reading. Verse 15. So he went and hired himself. So he has no money. Don't take financial advice from this guy. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. Now, this is like the lowest of lows, because this is not saying that like farming is like bad. This is what Jesus is getting at, is that in Jewish society, especially in first century AD, pigs were unclean. Like, you would never ever touch a pig. Pigs were just unclean animals. And to be even like near it is just dirty. There was all kinds of cultural views about the animal, the pig animal. And the fact that the son in the story is feeding pigs, that would be horrible. Like, imagine if you're in that mind or in that context, and Jesus is talking about this guy feeding pigs. Everybody there is like, ugh, like that's the worst thing in the world that you could do. I probably wouldn't like feeding pigs either, because I just don't like the smell. Like, you ever drive in the country and you just drive by a farm and you smell like the cows? I just couldn't do that. Some people can. That's awesome. That's amazing, and we need those. We need farmers, but I can't do that. And neither could him. Neither could he. He couldn't stand it. And he's feeding these pigs, and he's in so much need that he's desiring to even eat the food that he's feeding the pigs. And notice that no one gave him anything. I think it's interesting here that people were watching this guy, and they saw what he was doing. And they, imagine the people watching him, they probably thought, if we help this guy out, he's just going to continue to spiral out of control. If we support him, if we give him stuff, he's just going to go out of control even more. So we're just going to cut him off. Like, you're done, buddy. You're on your own. And he's out there, and he's on his own, and he's just totally lost, and he's depressed, and no one's giving him anything. Let's keep reading. Verse 17. But when he came to himself,
Some of your Bibles, it might say when he came to his senses. He's thinking, he's trying to think through what's going on. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here and hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. This is so fascinating. This son here, he comes to this place where we see him here display this complete sense of urgency and this complete sense of unworthiness because of all of the things that he has done. And what's important to take from this is that when we think about our own lives, confession of sin, it takes the same feeling, the sense of, man, I am not even worthy to be a recipient of God's grace because of the things I've done, the things I've said, the things I've thought. Man, the places I've been, I do not deserve God's grace. I mean, Paul says in Ephesians, he says that he is the chief sinner of all sinners. If you think about Paul, he's saying this because when you think about God's grace, when you think about his love for broken people, man, it completely messes us up. Because we think, I've done this, I've done that, I've done that. How could God still love me? God hates me. And we feel this sense of like, oh, like, I don't deserve this. But that's not the heart of the Father. God doesn't hate us. God loves us. And so we feel this love towards us when we're messing up and we have all this stuff in our lives. And it begins to create within us a sense of humility and unworthiness before God because of his great love towards us. And this is what the son is beginning to sense this. And it's essential for us as well when we begin to confess our sins to God. We must understand his heart of love and grace towards us, and it'll give us a proper perspective of our own lives. The son here, he doesn't think of an idea here of, hey, let me go back to my dad, I'll just tell him sorry, we're going to be cool, and everything will be good, I'll be his son again. His sense of desperation is so strong that he doesn't even see himself as a son anymore. He sees himself as completely separated from that familial relationship. He doesn't even see himself as a part of the family because of what he's done. And he says, you know what? To get back in there, I'm just gonna try to be like a worker for my dad. Or for what, you know, he's like, I'm just gonna be a servant. I'm gonna go to my dad and be like, hey, you got a job, I'll totally work for you, I'm sorry, and I'm just going to work for you. Because he feels so ashamed of what he's done, he feels like that son-father relationship can never be restored. And the thing is that he came to that sense where he was completely enslaved to what he had been doing. He was completely enslaved to his way of living, his reckless living. And he had thought that if he escaped from his father's relationship, that he could live a more free life. And the reality is that he was serving pigs, and now he wants to become a servant to the Father again. The reality is that we are all servants. Everybody is a servant of something. And Paul puts it this way. He puts it like this in Romans 6:18. He says, you have been set free from sin and have become slaves of righteousness. And so the question is, are you a servant of sin or are you a servant of righteousness? There's no other way of living. There's no other way of going about life. We are all servants of something. And so this son, he's realizing, he's coming to that conclusion. I'm a servant,
no matter what, either I'm going to serve my father or I'm going to serve these pigs. I'm going to serve myself. And he decides that he's going to go back to the father. I think this is important, too, that he distinguishes it, that he's going to go back to the father and not necessarily to the father's house or the father's property. If you're in a spot, or if you know people who are in a spot where they are in a situation like this, coming to church is helpful, but that's not the answer. Coming to God is the answer. Coming to the Father is the answer. That's the true source of life. And so the Son, he realizes he's going to come to the Father. And let's keep reading. Let's watch what happens in verse 20. It says, "And he rose and came to his father." So he's going towards his house. He's probably stressed. He's wringing his hands. He's like, "Oh man, Dad's going to totally be mad at me and yell at me, and this is going to be bad. Maybe Dad will tell me to get out of here and never come back again. I've just messed up so much." So we'll see what happens. It says he rose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. There's so much in that verse. In Jewish culture, for the father to do this was like unheard of. The father would he's in a place of such superiority in the household that he would never stoop down and run towards his son like this. And Jesus, he's subverting all of these misconceptions that people had about God and what God's heart was of towards humanity. And it says the father, he ran to the son and he kissed him. In verse 21, "And the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants," now what? Pay attention to this. It says, "The father said to his servants," I lost my spot. 22, thank you. "But the father said to his servants, 'Bring quickly the best robe and put it on him.'" Okay, put yourself in the position of the father. You have a son who's just totally taken half your possessions, your wealth, blown it all, and he comes back to you. What are you gonna do? You're gonna be mad. But the father, he's excited, he's happy, he's full of joy. And he tells the servants, "Bring the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For the son was dead, and he is alive again. He was lost and is found," and they began to celebrate. This is amazing. The father here does something otherworldly. He shows love to a son that did not deserve love. He shows compassion to a son that did not deserve compassion. And he welcomes him back, not as a hired servant, but he restores that son-father relationship because of his love. And in that love, he is forgiving the son. The Bible says that love covers a multitude of sins. And the father's heart is so compassionate and so overwhelmed with joy and love that he embraces this son. And imagine if you're the son. Are you feeling like you're all that? Are you feeling like you got everything together? This son probably was like crying his eyes out, feeling so ashamed, feeling so undeserving. And this father, he's embracing his lost son. And they began to celebrate. I don't know where you guys are at tonight, but if you feel like you're in this situation where you've been like doing your own thing, running away from God, you feel like you can live a better, more free life away from God,
If you come back, you're not going to get a God that's mad at you and hates you and yells at you. You're going to get a God that's full of love and compassion and mercy. The Bible says that God's mercies are new every morning. And man, I think if even my own life and all of the things that I've done, and I still mess up so much, I say really foolish things, I think foolish, prideful thoughts, and I need God's mercies. I need God's grace and his love every day to change me, because what's in here is messed up, and God is in the business of fixing us. He's in the business of healing us and changing us into his likeness. So there's a twist in this story, though. This is kind of like in, if any of you have ever watched Star Wars, when Luke Skywalker finds out Darth Vader is his father, just, man, everything just messes the whole story up. But the story is not over. And this is why this parable should really be called the parable of the two sons. Let's keep reading. Verse 25. Now his older son was in the field. So this is the good son. This is the son that's obedient, loves dad, daddy's boy. I'm working for you, dad. I love you so much. This is the good son, okay? So now imagine if you're this son and your brother comes back. You haven't seen him in years. Are you happy to see him? We'll find out. Now his older brother was in a field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of his servants and asked, What are these things? What do these things mean? And the servant said to him, your brother has come, and your father has killed the fattened calf because he received him back safe and sound. But is the brother happy? What? The father's happy. The father is full of love and mercy and forgiveness. The older brother is not like that. But he was angry, verse 28. He was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. Okay, first century, they don't have any like technology. Young goats were cool. It's significant in that time. Like these things are significant. So think like iPhone. Like you never gave me an iPhone, or like you never gave me a car. You know, God, I did. You know, they're like the son's like, Father, I did all this stuff for you. You know, what do I get out of this? And so the father says here, the son is still continuing, verse 30. It says, but when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, reckless living, you killed the fattened calf for him. Now watch the father's response. And he said to him, son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He is lost and is found. This is the parable of the two sons. Now think back, rewind. What's the setting here? Jesus was interacting with those who needed help. He was interacting with the prodigal sons. He was interacting with people who needed to come back to the Father. And the teachers of Israel, the older brother, were mad at Jesus. How could you interact with them? How could you reach out to them? Why would you dare be seen with these lowlifes? And Jesus tells this parable. I mean, think of like the silence in the room after Jesus tells this. Because I think if this parable is really a mirror into our own hearts.
All of us have a tendency to live like one of the sons. Some of us in this room, we have a tendency towards reckless living. We think that God is not good and that he's withholding something from us, so we decide to become our own gods and to decide what is right and wrong for ourselves. And we waste away the life that God has given us. And some of us have a tendency to do this. Some of us are like the older brother. We define our relationship with God on what we do. I mean, look down at verse 28 again. He says that the son was angry and he refused to go in. And then actually skip down to verse 30. He says, but when the son of yours came in, who has devoured all your property and prostitutes, you killed the fattened calf for him. And so this younger son, he's frustrated with the father's love. He's frustrated that this father would love someone who doesn't deserve love. And I think some of us, we might have a tendency to be like the older son. We define our relationship with God by how many times we go to church during the week. We define our relationship with God by how many songs we sing or how many times we fasted. We define our relationship with God by all of the things that we do or don't do. We define our relationship with God on our own efforts. And we look to God and we say, God, look, all of the things I've done for you. How could you bring into your family someone who doesn't deserve your love? How could you do this, God? Look, I've been to church so many times. I've done all of these good things for you. How come you haven't given me everything I've wanted? How come you haven't given me good health? How come you haven't given me all of the answers to my prayers? How come all of my dreams haven't come true? And we get mad at God because he shows love to people who we don't think deserve love. And the reality is maybe they don't deserve love. And the reality is that we don't deserve love either. No one deserves God's love. We all need it. We all need God's forgiveness. We are all in desperate need of God's mercy and his grace. And man, I have a tendency to be like the older brother. I have a tendency to define my relationship with God based on my own work, based on my own efforts, based on my own self-righteousness. And when I read this, it cuts me to the heart because I think, man, how dare I look at God and say, how could you love that person? Man, how could God love me? I don't deserve God's love. No one does. And God reaches out his arms and he says, I love you. And he runs to us. I mean, look at this father. He runs to his son and he embraces him and he welcomes him back into the family. God's heart is to forgive, to heal, and to restore. That's God's heart. And man, I don't know where you guys are at tonight. If you find yourself in the prodigal son camp, or if you find yourself in the older brother camp, man, God wants us to turn to him and to have a right perspective on his heart for humanity and his heart of love and forgiveness. Amen. Let's pray. Father, we thank you so much for your love for us. God, your love was displayed for us by your son Jesus dying on the cross for the sins and the failures that we committed. God, your son Jesus took upon himself all of our mistakes, all of our sins, in order that we could have the righteousness of God. God, we thank you for that love. God, we are humbled by your grace. We are humbled by your goodness towards us. God, we look to you and we confess, God, that we are nothing apart from you and that our righteousness
comes from you and not ourselves. We can do nothing to earn your favor. God, we can do nothing to earn your blessings. You simply are good and you give it to us. And so, God, we look to you. Lord, I pray for all of us here tonight who are struggling with loose living, with reckless living. God, I pray that we would come to realize that true freedom is found in you. True freedom is found in a right relationship with you. And God, I pray for all of us tonight who are struggling with feelings of self-righteousness and jealousy and anger towards you and how you could love people who are lost and who are undeserving. God, I pray that we would become humble and that we would recognize that we do not deserve your love. And as the Father said in the parable, he said, I am here with you always, and all that I have is yours. God, the greatest thing that we could ask for is you. And so, Lord, we ask for more of you, and we ask, Jesus, that our relationship with the living God would be the center, would be the equilibrium of our lives. It's in your name we pray, Jesus. Amen. Aș vrea să ocupăm locurile. Sora Mărăr are o cântare spre lauda lui Dumnezeu, după aceea ne vom apropia de încheiere. Eu mă încred în Domnul meu, prin orice furtună, că-n mâna lui e soarta mea, pe vreme rea sau bună. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta, cu Iisus mă voi bucura, pe vreme rea sau bună. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta, lui Iisus eu mă voi ruga, să-mi dea puteri în ziua grea. Eu mă încred în Domnul meu, la ușă când îmi bate, Satan cu amenințarea sa, Iisus el mă va scăpa. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta, lui Iisus eu mă voi ruga, să-mi dea puteri în ziua grea. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta, lui Iisus eu mă voi ruga, să-mi dea puteri în ziua rea. Eu mă încred în Domnul meu, credința când mi-o încearcă, a lumii valuri tot mereu, cercând să-mi o slăbească. A lumii valuri tot mereu, cercând să-mi o slăbească. Să fie noaptea cât de grea, inima mea
îi va cânta lui Iisus, eu mă voi ruga să-mi dea puteri în ziua rea. Eu mă încred în Domnul meu, când inima e zdrobită, doar El o știe mângâia și să-mi dea biruință. Doar El o știe mângâia și să-mi dea biruință. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta lui Iisus, eu mă voi ruga să-mi dea putere în ziua grea. Eu mă încred în Domnul meu și în harul ce mă ține, când acest har se va sfârși, mă va lua la sine. Când acest har se va sfârși, mă va lua la sine. Să fie că noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta lui Iisus, eu mă voi ruga să-mi dea puteri în ziua rea. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta lui Iisus, eu mă voi ruga să-mi dea puteri în ziua rea. Amin. L-am întrebat pe David câți frați are și mi-a spus că are un singur frate și el este cel mai în vârstă între frați. Și sunt de aceeași boală, cum să spun, ca și David, și am un singur frate și eu sunt cel mai din vârstă. Părinții mei au o farmă și de obicei când îi cer când îl sun pe taică meu și zic că uite, poate am nevoie de un pui sau să-mi dai niște ouă, de obicei îmi răspunde cu versetul 31. Fiule, totdeauna ești cu mine, tot ce e a meu și a tău. Și fratele meu e mai departe, că locuiește în Seattle și poate de multe ori, parcă am luat hainele fiului celui mare, pentru că eram cel mai mare și poate în viața de zi cu zi și în viața spirituală, poate cei mai mulți dintre noi ne asemănăm cu fiul cel mai mare. Cei care am crescut în biserică, ne-am născut în biserică, cum a spus cineva, că ne-am născut pocăiți. Nu ne-am născut pocăiți. Dumnezeu ne-a pocăit după aceea, dar ne-am născut în biserică. Ne se pare că suntem foarte buni. Ne se pare că parcă merităm dragostea lui Dumnezeu și totuși textul în această seară, cum spunea fratele David, este că nimeni dintre noi nu merită dragostea lui Dumnezeu. Și este numai mila și îndurarea lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut foarte mult când a citit din Romani, capitolul 6, versetul 18, unde scrie că, de fapt, dacă citim Romani 6, vedem că toți suntem robi. Dacă admitem sau nu admitem, toți suntem robi. Ori suntem robi ai păcatului, ori robi ai neprihănirii. Acum, câteodată oscilăm între robi ai păcatului și robi ai neprihănirii. Deci nu o să știm, nu este nimic între ele două. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea Duhul Său cel Sfânt și să vedem că dacă cumva ne identificăm cu fiul cel mai în vârstă, aș vrea ca Dumnezeu să
pună în noi Duhul Său cel Sfânt și să înțelegem că Dumnezeu este, El este Cel care are totul. Dumnezeu este Cel care ne dă totul. Și că nu este meritul nostru, cum spunea și fratele David, că lucrăm în lucrarea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că și Dumnezeu dă și voința și înfăptuirea. Și dacă cumva avem ceea ce avem, este că Dumnezeu a avut milă de noi. Dacă cumva suntem ceea ce suntem, este că Dumnezeu a avut milă de noi. Dacă cumva suntem sănătoși, cum am spus, este că Dumnezeu a avut milă de noi. Dacă cumva putem să venim la biserică 4 times a week, este că Dumnezeu are milă de noi. Și dacă cei care nu pot să vină de 4 times a week și de ei, Dumnezeu tot milă are. Și mila lui Dumnezeu, cum spunea și fratele David, este că Dumnezeu are milă de noi, nu faptul că venim la biserică. Aceasta o facem din dragoste pentru Dumnezeu și cu cei care pot mai mult și să facă mai mult. Dumnezeu este Dumnezeu care binecuvintează și răsplătește. Pentru că viața veșnică și chemarea lui Dumnezeu la viața veșnică este egală pentru toți. Ceea ce facem peste este Dumnezeu vine cu răsplata. Și poate că suntem în casa lui Dumnezeu ca și Fiul cel Mare, lucrăm de dimineața până seara, poate ne străduim, venim marțea, joia la biserică, ne rugăm, stăm pe genunchi, poate petrecem, cântăm în comun, ne facem repetiții, predicăm, we do everything that we can și poate câteodată când Dumnezeu se îndură de altcineva, parcă nu, we don't feel right. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea un duh de smerenie în această seară. Și când vom pleca de aici, Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în săptămâna care urmează să ne ajute să trăim în continuare în dragoste față de El, în continuare să lucrăm în lucrul Lui. Chiar dacă suntem Fiul cel mai mare, poate, să lucrăm acolo unde suntem, numai să lăsăm cealaltă atitudine deoparte. Și Dumnezeu este Dumnezeu care nu numai că ne dă viață veșnică, dar Dumnezeu aduce și răsplata împreună cu El în ziua veșniciei. Aș dori să ne ridicăm cu toții în picioare și înainte ca să ne rugăm pentru rugăciunea finală, aș dori să fac anunțurile care sunt de obicei în biserică. Marțea seara este rugăciunea de la ora 7 până la ora 9, joi seara este program de rugăciune și învățătură de la 7 la 8 jumate, după aceea de la 8 jumate repetiție de cor. Cred că vineri seara se întâlnesc tinerii în jur de ora 7 și jumătate. Duminica sunt programele obișnuite de la 9 jumate la 12 și de la 6 la 8. Ceea ce am înțeles de azi dimineață este că vom avea musafiri în duminica viitoare și dimineața și seara. Și aș dori ca să nu rămânem, cum spune fratele Cornel de multe ori, cu predica de anunțuri, ci să rămânem cu ceea ce fratele David a citit și ne-a vorbit în această seară, adică Dumnezeu are dragoste pentru fiecare dintre noi. Și dragostea aceasta nu se manifestă din cauza că suntem buni sau răi, este mila și îndurarea lui Dumnezeu. Și dacă cumva suntem dintre fiii care au fost fii cei mai în vârstă sau cei mai mari și lucrăm în lucrarea lui Dumnezeu, să lăsăm deoparte orice atitudine de invidie, orice atitudine care nu este după voia lui Dumnezeu, pentru că, cum spuneam versetul 31, Fiule, Tu întotdeauna ești cu mine, tot ceea ce am eu este și al Tău. Și Dumnezeu ne-a spus prin Domnul Iisus Hristos că merge să ne pregătească un loc, că acolo unde va fi Domnul Iisus Hristos, să fim și noi împreună cu El. Amin. Să ne rugăm și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste drumul spre casă și peste săptămâna care urmează. Amin.
să aveți o săptămână binecuvântată. Amin.